Cum vă numiți? Radu Gabriel vă numesc, sunt prieten de familie cu familia Olariu, prieten cu familia Olariu. Cum vi s-a părut tot ce ați văzut, tot ce ați simțit în sală de știință? Atmosfera de acolo. Astăzi nu prea am văzut foarte mult, pentru că am fost din nou dat afară, din câte am înțeles, nu știu, că n-am fost niciodată în situația asta, martorul trebuie să stea, să rămână afară. Dar am văzut-o altfel pe doamna judecătoare, am fost la toate termenele de până acum. Am văzut-o puțin schimbată, probabil că s-a săturat și de asta să tot facă greșeli. Înțeleg că și astăzi ar fi făcut câteva greșeli, dar nu am fost în sală decât în momentul în care m-au chemat pentru a mă intervieva. Cum vi s-a părut felul în care dumneavoastră ați dat declarația și felul în care au fost consemnate declarația? Da, mi s-a părut, eu nefiind obișnuit cu chestia asta, am vrut să spun și să povestesc tot ce s-a întâmplat și tot ce a urmat după această tragedie, după această nenorocire, după acest masacru, cum i-am spus eu în sală, dar tot mă întrerupea. Nu, până la urmă m-a lăsat să spun cam tot ce a fost, tot despre ce a fost vorba și na, am văzut o altfel de persoană, puțin schimbată, doamna judecător. În bine sau în rău? În bine, zic eu. În bine. Adică a ascultat, nu ne-a mai întrerupt, a fost cât de cât ok astăzi. E vreo idee sau informații sau detaliu pe care ați fi vrut să-l spuneți și nu v-a întrebat nimeni despre ea? Nu, în general am spus cam tot ce, despre ce a fost vorba și referitor la familia Olariu și când m-a întrebat de familia Dragomir dacă îi cunosc, mi-a spus că i-am cunoscut fix în momentul respectiv. În momentul tragediei eu am venit împreună cu familia Olariu, ne-am deplasat la Constanța unde am luat certificatul de deces, după care am venit la morga la Mangalia unde eu am intrat la morga să-l recunosc pe Sebastian. Nu puteam să-i las părinții să intre pentru că erau efectiv căzuți, efectiv, adică nu ai tău cum să intre ei să-ți recunoască propriul copil în halul în care se bierea la morgă. Dar l-am văzut. În momentul în care povesteți? Da, m-a întrerupt. M-a întrebat de ceva, de accident, dacă e din cauza accidentului. Nu am înțeles nici eu asta. Cât e din cauza accidentului, nu am înțeles ce a vrut să-mi spună. Până la urmă, a insinuat și a zis, zice, da, de la accident a murit și n-am. V-a acolo. Considerați că l-a omorât intenționat. Da, dacă l-a ucis intenționat, da. Am văzut și eu și până la urmă am văzut că a zis că da, din cauza datorit accidentului. La Pascu va veni peste două săptămâni în sală. Am văzut și chestia asta, că la toate termenele el a fost doar prin videoconferință, iar acum, pe data de 23, va fi și el în sală. Nici nu vreau să-mi imaginez ce o să fie atunci. Sper ca totul să fie ok, să primească pedeapsa pe care o merită, pe care și-a creat-o singur și să se facă dreptate în cazul acestor copii, și al Sebastian și al lui Robertei. Mulțumesc!